Președintele Organizației Județene Suceava a Partidului Național Liberal, Ștefan Alexandru Băișanu, și-a exprimat disponibilitatea să candideze atât pentru președinția Consiliului Județean, cât și pentru funcția de primar al Sucevei. În ceea ce îi privește pe liberalii care și-au exprimat dorința de a fi incluși în sondajul pentru desemnarea candidatului la primăria Suceava, lupta pentru candidatură ar fi trebuit să se dea doar între Alexandru Băișanu, liderul organizației municipale Suceava PNL Marius Mău și omul de afaceri Ilie Niță. Pe lângă aceștia însă, în timpul delegației permanente a PNL Suceava pe lista celor care vor participa la sondajul pentru funcția de primar al Sucevei, s-a înscris și consilierul local sucevean Corneliu Vornicu. Organizația județeană, mai avem un candidat care nu poate ieși în momentul, un candidat local la organizația municipală Suceava, la primăria Suceava, un candidat care nu vrea să spună numele în mod public până nu vede sondajele. Deci vom avea 4 candidați la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean și pe partea altă 4 la primăria municipiului Suceava. Cu acestea fiind zise, vă propun să trecem la vot și să vă exprimați în mod public acceptul propunerilor noastre și dacă înainte de a trece la vot vreți să luați cuvântul, e ok. Vă mulțumesc. Pe de altă parte, pentru sondajul care va fi făcut pentru desemnarea eventualului candidat la președinția Consiliului Județean, singurii care și-au anunțat public intenția de a candida sunt Alexandru Băișanu și consilierul județean Brândușel Nichitean. Băișanu a anunțat că și în sondajul pentru Consiliul Județean Suceava vor mai fi incluși 2 suceveni care nu sunt în momentul de față membri ai PNL, dar care au putere atât financiară cât și capacitatea de a atrage voturi. De asemenea, Băișanu a mai precizat că sondajele din județul Suceava vor fi făcute pe un eșantion de 37.500 de persoane. Noi facem în Suceava, pe tot județul, o monografie electorală, nu un sondaj electoral. Este vorba de o monografie electorală în care vor fi sondați 37.510 oameni. Deci nu așa cum se face de obicei, 1.000 și ceva de oameni la nivelul întregului județ. Vom face această monografie pentru a vedea ce se întâmplă nu în fiecare localitate, ci pe fiecare uliță din fiecare comună, pentru a vedea unde stăm bine pe secția de vot din Stroiești, secția 2 sau secția 1, sau la Cărimbaba, secția 4. De precizat este și faptul că PNL va trebui să-și desemneze un candidat fie pentru președinția Consiliului Județean, fie pentru funcția de primar al Sucevei, în funcție de negocierile pe care liberalii le vor avea cu liderii PSD suceveni în cadrul Uniunii Social-Liberale, USL, din care mai face parte și Partidul Conservator Suceava.